participarea la Jocurile Olimpice pentru mine înseamnă, în primul rând, un vis împlinit. În primul rând, trebuie să fii cât mai disciplinat, să îți urmezi scopul și zi de zi să faci antrenamente cât mai calitative. Cel mai important lucru pe care l-am învățat din sport este că trebuie să fii disciplinat orice nu mai face și să fie o constanță. Emoțiile le gestionez în dependență de cum m-am pregătit. Dacă sunt pregătit la 100%, nu am nicio emoție care mă va încurca să mă dedic acolo 100%. Cucerirea unei medalii ar reprezenta încă un vis împlinit.